Alo? Alo, da. Domn director Badea Dănuț. Da, ziceți. Sandu Manolache, sunt, bună dimineața, instructor de la școala de dans Șobănașu vă sun. Domn director, haideți că am o mare problemă și mi s-a spus să vă sun pe dumneavoastră. Eu am primit o autorizație de a organiza în această dimineață un mini spectacol de dans cu elevii mei în Piața Tricolorului. E un spectacol televizat, trebuie să începem în 10 minute, dar problema e că nu pot dansa elevii din cauza câinilor de pe platou. Eu sunt în mașină acum. Așa, domnul Madrac, hai stați așa ușor, că mă luați repede așa. Păi ce spuneți, 2 minute înainte, eu ce să fac eu cu 2 minute? Păi nu, două secunde, haideți să vă spun despre ce e vorba. Noi am încercat să-i alungăm pe acești câini, dar au sărit niște femei la noi și a spus că n-avem voie să dăm în căței, că e violență zoologică. Eu acum v-am sunat, dacă puteți să trimiteți niște hingheri pe platou, măcar 2-3 ore să ia cât dansează fetele astea ale mele, că după aia puteți să le dați drumul. Dar nu pot dansa pur și simplu. Asta este. Păi nu și... puteți nu dansați, eu ce să vă fac? Păi da, dar e televizat, domnul Badea Dănuț. Exact, ce spuneți, domnule, e cu 2 minute înainte. Ce vreau să credeți că sunt spiriduș, am bagheta în și gata? De ce țipați, domnul Badea, de ce țipați la mine? Păi fetele astea au înghețat de frig aici. Păi nu la dumneavoastră. Păi nu țip, dar fetele astea chiar au înghețat de frig și vor să danseze și ele. Păi dacă a înghețat, care-i vina mea? Asta e temperatura afară, ce îngheț și eu, ce înghețat numai fetele noastre. Păi da, dar... să faci o treabă... Sunt 7-8 câini, nu pot dansa acolo. Când se face o treabă de asta, se organizează, ne anunțați și pe noi, știm ce avem de făcut, ne punem de comun acord. Nu vă sunați pe mine cu 2 minute înainte, doamne, cu tare dansează, fetele, tremură, vine televiziunea. Domnul Badea, păi pentru un spectacol avem nevoie și de acordul hinghierilor, că nu știam. Noi am crezut că e un oraș liniștit, dar... Nu, aveați nevoie de acordul meu, domnule. Păi noi am făcut rost de... acel parc. Așa. Păi domnule, cum facem acum? Că trebuie să începem și uitați că nu putem... Începeți, păi și dacă le mușcă, noi ce facem? Păi ce mușcă, domnule? Haideți să mușcă pe domnule, sunt foarte răi, credeți-mă, și mai au și microchip de ăsta în ureche. Adică eu cred că... Dacă au microchip, ce înseamnă că nu sunt răi sau sunt mai... Păi nu i-ați castrat dacă au microchip în ureche? Ce legătură are castrarea cu mine? Domnule, ocupați-vă de treaba cu dansul nostru. Păi haideți, acum ce le spun fetelor? Vin hingherii sau le mușcă câinii în timp ce dansează? Eu n-am de un hingher la ora asta, pentru că ei sunt organizați, lucrează azi după amiază, de la ora 4 până la noapte, la 12. Eu de unde credeți că iau? Iau în buzunar, așa îi scot când... Domne, deci, hai. Ascultați-mă bine, că dacă nu trimiteți niște hingheri, o să depunem plângere penală pentru întreruperea precoce a actului artistic din cauza maidanezilor. Deci vorbesc foarte serios. Auziți de ce vorbiți noastră? Întreruperea precoce? A actului artistic. Să știți că am mai pățit treaba asta tot în Târgoviște, tot din cauza câinilor. Eu nu știu ce vorbiți noastră, domnule, acolo, de unde luați termenul ăsta. Întrerupere precoce... N-am auzit așa ceva. Dom'le, păi nu putem să ne desfășurăm actul artistic din cauza maidanezilor. Ce treabă am eu cu dumneata, doi? M-ai anunțat pe mine cu ceva? Aveți vreo aprobare de la mine? Avem cumva? Aprobare, avem, să știți că am vorbit cu domn primar și ne-a lăsat. A zis că nu e nicio problemă. Dar acum atunci să știm că avem 20 de câini. Da, faceți-vă actul artistic atunci dacă... Păi cu câinii după noi, așa, fetele astea cum să danseze și ele sârba cu câinii după ei? Deja, domnul... Uita, să aud câini și acolo. Da, și care e problema? Păi și... Care e problema? Lasă să aud câini aici. Domnul Badea, vă rog eu frumos, trimiteți 2-3 deci, hingheri și... Ascultați-vă ce vă spun, că nu am de unde să iau niciun hingher, pentru că ei lucrează după amiază, la ora 4. Eu n-am de unde să iau, oamenii de la țară, preanunțați din timp să știm că azi dimineață să pot să fac treaba asta după la 6 dimineața. Deci chiar nu mă așteptam chiar în centrul orașului să fie 7-8 câini, pe la margine, da. Sunt peste tot. Ce, ei și aleg o zonă anume, sunt peste păi și tot, vi se pare normal? Păi, domnule, ce spuneți noastră mie? Mi se pare mie normal. Dar câte nu sunt anormale? Am câini în adăpost, știi ce se întâmplă cu legea asta dumneavoastră acum? Domnule, domnul Badea Dănuț, eu o să vin cu fetele la dumneavoastră la sediu. O să dansăm acolo, sperăm că n-aveți foarte mulți câini. O să dansăm acolo, venim și cu televiziunea ca să scăpăm măcar de câinii ăștia după platou. Venim cu sârba peste dumneavoastră. Da, mie la sediu e frumos, să știți, venim și dansați aici. Venim acolo să dansăm. Domnul Badea Dănuț, a fost o farsă, sunteți la MDI TV. Bună dimineața, domnul Badea. Sunteți la Alarma Cafe la MDI TV. Bună dimineața. Hai că începea să mi se... A niște spiriduși acum dimineața când eu...